Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 16, versetul 26. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dar pierde sufletul? Aici, pe acest pământ, totul e vremelnic. Totul în lume are un sfârșit. De ce ție pașii triști și șovădelnic și sufletul atât de obosit? Doar ai știut că drumul vieții sfânte e printre toate drumul cel mai greu. De l-ai ales atunci să mergi înainte prin toate greutățile mereu. De ce te ved cu ochii plini de lacrimi, descurajat privind mai mult în jos și nu la ceruri, unde nu sunt patimi, unde dureri nu-i, unde-i Hristos? Doar ai știut când ai pornit pe cale că drumul lung și oamenii sunt rei și străbătând la umbra morții vale vor crește spinii chiar și sub pașii tăi. De ce te plângi sub vorbele de ocare, chiar dacă nu dușmanii ți l-a spus? De ce te înfrângi adesea sub povoare și te oprești în loc să te urci în sus? Doar ai știut că vei avea o cruce și vei credea purtându-ți spre calvar. Știai că nimeni nu o să ducă în locul tău chinul cel amar. De ce ai parcă mâinile legate și nu mai faci nici lucruri cel mai mic? Lucrările cumva ți-a fost stricate de cei ce în viață n-a făcut nimic? Doar ai știut că în a ta lucrare cu pietre au razvârlit dușmanii toți. Și chiar de-ar fi în praf să-ți o adoboare, ridic-o iar și iar, fă tot ce poți. Și nu privi cu ochii plini de jale cărarea ce în urme ți-a rămas, tot înainte drumul vieții tale, pășește-l cu credință, pas cu pas. Și nu uita că după frământările și ostenelile de acum, acolo în ceruri te așteaptă sărbătoarea, cununa ta și capătul de drum. Amin. Amin.